Salata de conopidă cu maioneză și usturoi este un preparat extrem de iubit de foarte mulți dintre noi și asta deoarece se face rapid, este nevoie de puține ingrediente și este de asemenea economă. Numai bună în perioada verii când ne dorim preparate rapide care să nu ne țină foarte mult timp în bucătărie. Însă poate fi consumată la fel de bine pe toată perioada anului deoarece este absolut delicioasă, fiind o alegere foarte bună chiar și pe mesele festive. Aș îndrăzni să spun că această salată de conopidă i-ar putea face concurență salatei de vinete care este extrem de iubită de noi toți. Voi da drumul la treabă deoarece totul merge extrem de repede și pentru început, chiar dacă nu vedeți în imagini, va trebui să curățați conopida de frunze. Întorc conopida cu cotorul în sus și cu ajutorul unui cuțit ascuțit voi tăia buchete din conopidă. Nu este deloc complicat să desfaceți conopida în buchete, probabil cel mai greu este primul și al doilea buchețel, mai apoi toate se desprind cu ușurință. Eu o voi fierbe pe aburi, așa că o voi pune într-o sită. Mi se pare cea mai potrivită metodă pentru a fierbe conopida pentru această salată. Între timp am pus o oală cu apă la fiert, iar când aceasta clocotește, voi pune sita cu conopidă deasupra, pun capacul și las totul să fiarbă pentru 7 sau 8 minute. Dacă nu aveți o sită, puteți să o fierbeți în apă clocotită pentru 4 sau 5 minute. Ne dăm seama că aceasta este fiartă în momentul în care furculița intră cu ușurință în conopidă. O iau deoparte și o las să se răcorească pentru aproximativ 10 minute. Este mult mai benefic să fierbem legumele pe aburi, deoarece acestea își păstrează mult mai bine vitaminele. În plus, acestea nu vor reține apă și nu mai trebuie scurse. Chiar cât conopida se răcește, voi pregăti maioneza. Într-un bol am pus un gălbenuș de ou, o linguriță de muștar și un praf de sare. Voi amesteca viguros gălbenușul cu muștarul, iar apoi voi adăuga în fir 100 de ml de ulei. Dacă vă doriți să vedeți în mai de aproape cum pregătesc eu maioneza, vă las linkul către rețeta acesteia în descrierea videoului. Aceasta este gata, uitați ce bine arată. Eu am făcut din 100 de ml de ulei. Voi faceți în funcție de cât de multă maioneză vă doriți și cât de multă vreți să puneți. Eu am aici un cățel de usturoi destul de mare, așa că voi pune 1, însă dacă vă doriți un gust mai intens, vă recomand să puneți 2 căței de usturoi. Și bineînțeles, îi voi trece prin presă. Eu pun doar un cățel de usturoi, deoarece îmi place un gust mai subtil pentru această salată, chiar dacă în general îmi place usturoiul. Aici îl prefer mai subtil. Conopida s-a răcit, așa că va trebui să o zdrobesc, iar eu mă voi folosi de o furculiță. Voi lua rând pe rând câte o conopidă și o voi pisa până când este bine zdrobită. Bineînțeles, în funcție de preferințe, puteți să o lăsați mai mare, însă mie îmi place să fie pisată foarte mărunt. Rând pe rând am luat câte o conopidă și am zdrobit-o bine cu furculița, de fiecare dată punând conopida în mijlocul conopidei deja pisate. La final voi merge bine din nou cu furculița, asigurându-mă că este totul foarte bine pisat. Voi pune conopida zdrobită peste maioneză și usturoi. Iar la final va trebui să condimentez salata cu sare după gust, dar și cu piper proaspăt măcinat. Pentru doritor, dacă vă place, puteți să puneți în acest punct și puțină zeamă de lămâie. Cu ajutorul unei linguri de lemn voi amesteca salata foarte bine, în așa fel încât să se omogenizeze toate ingredientele. După cum ați putut vedea, salata nu se face deloc complicat. Cred că a fost gata în maxim 20 de minute, de la fiertul conopidei până la făcutul maionezei. Iar pentru cei ce vă doriți o variantă mai light, mai ușoară, vă recomand să puneți 2 linguri de maioneză și 2 linguri de iaurt natural. Poate fi servită direct după ce a fost pregătită, însă mie îmi place să o dau la frigider pentru o oră sau chiar 2 înainte de a o servi pentru a-și dezvolta mult mai bine aromele.
Sper din suflet că v-a plăcut rețeta adusă de mine astăzi și o veți încerca, iar dacă o faceți, nu ezitați să-mi scrieți în comentarii cum v-a ieșit. Iar dacă te afli pentru prima dată pe canalul meu de YouTube, nu ezita să te abonezi apăsând pe butonul de subscribe și pe clopoțel pentru a primi notificare de fiecare dată când pun un video nou. Îți mulțumesc că m-ai urmărit până la final, te aștept și data viitoare cu rețete, sper eu, la fel de delicioase. Până data viitoare, numai bine vă doresc!